Deci, în primul rând, Gazeta pentru noi este un brand extraordinar și o echipă jurnalistică extraordinară. Nu e o formă de manifestare, ziar sau poate să fie orice, poate să fie ziar, video, digital, text, adică noi am cumpărat un brand care e lider în sport și care e lider și în calitatea conținutului jurnalistic în general, după părerea mea. Și sigur că am cumpărat și ziarul, dar asta nu înseamnă că am cumpărat un ziar, adică am cumpărat, cum zic, un brand. Am văzut și o comentarii, adică lumea e mirată și sunt tot felul de specialiști, media, care comentează din spatele anonimatului, bineînțeles, care îi fac pe elvețieni inconștienți sau nepricepuți. Nu cred că sunt nici ei și nici noi aici în România, nici inconștienți și zic nici nepricepuți, că am dovedit până acum că suntem o companie solidă, profitabilă și cred că am luat o decizie mai mult decât foarte bună, achiziționând Gazeta. Care a fost strategic, așa, motivul pentru care Ringhe a spus cumpărăm Gazeta? Noi avem de mult planuri în zona de conținut de sport, ca verticală de sport, pentru că consideram că e o verticală de care avem nevoie în mixul nostru în digital mai ales, dar și în print, pentru că suntem ok pe zona de știri generale cu Libertatea, suntem foarte bine pe zona de conținut feminin cu toate revistele, cu Unica.ro, care numărul 1 ca portal de lifestyle feminin, și bineînțeles că aveam nevoie și de o verticală care se adresează bărbaților și aveam de mult practic în plan să intrăm în zona asta. Bineînțeles că vivindu-se oportunitatea să achiziționăm brandul numărul 1, e o mișcare mult mai logică decât să fi lansat de la zero un brand propriu. Când ai mers la Zurich pentru a le prezenta planul, care a fost argumentul principal prin care ai convins, uite, mai bine cumpărăm un titlu care este pe piață? Păi business-ul, pur și simplu. Adică business plan. Pentru că se poate compara cu un grad de aproximare, bineînțeles, ce are însemna să lansezi ca investiție un brand de la zero până când să ajungi la maturitate și câți bani poți să produci cu un brand lansat de la zero și ce înseamnă să cumperi un brand existent, bineînțeles plătind upfront, cum se zice, investiția, dar bani se cheltuiesc în ambele situații și se pot face foarte simplu două business planuri care să arate care e varianta cea mai bună. Dar pe lângă asta, că nu-s doar cifre la mijloc, bineînțeles că totul se reflectă în cifre, finalmente, că noi facem business, dar pe lângă asta, îi repet, este onoarea de a achiziționa un brand care e extrem de puternic, o echipă care e extrem de puternică și pe care o respect enorm. Ăsta e un argument care este în zona intangibilului, e adevărat, dar care se reflectă și el în cifre, indirect. Pentru că calitatea jurnalismului aduce cifre mai bune. Dar cu siguranță era mai riscant și nu știu dacă neapărat mai scump, dar mai riscant, pentru că poți să estimezi mai bine viitorul unui produs existent decât să faci un business plan pentru un produs care nu există și pe care poți să-l crești de la zero. Acolo intervin mult mai multe incertitudini, evident, adică poți să pui pe hârtie ceva care să fie mult prea optimist și să constați că de fapt te-a costat mult mai mult. Plus că introduceai un nou element de fragmentare pe o piață deja extrem de fragmentată, că sunt multe site-uri de sport și destul de puternice. Așa că, mă rog, decizia a fost mai mult decât logică. Deci celor care se tem că elvețienii nu se pricep, le spun să stea liniștiți, că e un deal foarte bun de care suntem chiar foarte bucuroși. Da. Așa că a fost simplu de explicat. Au fost cifre plus acest intangibil, valoarea echipei, valoarea brandului. Cum am zis, era o căutare a unei verticale în zona de sport pentru a întregi portofoliul în digital. Sau lucrurile, care sunt pașii următori? În primul rând așteptăm acceptul de la Consiliul Concurenței, pe care sperăm că îl vom obține cât se poate de repede,
După care vom integra efectiv gazeta în ringhe, inclusiv fizic, evident. Adică se vor muta la noi în sediu și vor lucra împreună cu colegii, în primul rând, de la Libertatea, în același newsroom, fizic vorbind. Și în rest, o integrare firească, o integrare în zona vânzărilor, în zona marketingului.